Bun găsit, dragii noștri, la o nouă emisiune Zestrea Maramureșului. Suntem în început de an nou și vrem să vă urăm din tot sufletul un an plin cu bucurii, un an plin cu multe împliniri și cu multă fericire. Ce-mi doresc mie să vă dea și dumneavoastră Dumnezeu, mulțumindu-vă totodată că ați fost alături de noi pe anul care nu de mult s-a încheiat. Suntem în pragul sărbătorilor acestea de bobotează. Suntem în ajunul bobotezei în Călinești, pentru că am dorit să vă aduc în fața dumneavoastră un obicei rarisim care s-a conservat în acest sat foarte bine și cred că trebuie să vă fie cunoscut și dumneavoastră această rânduială. Pe lângă obiceiurile care le-am părândat anii anterior, cu strigatul din coastă, pețâtul, furatul porților. Astăzi v-am pregătit un alt obicei, făcutul metiehăilor. Am pregătit mâncărurile acestea pe care le vedeți și dumneavoastră, pentru că mi-aștept cruceri. Un obicei străvechi. Eu, fiind noră în acest sat, am încercat să le învăț rânduielile, dar totodată să le conserv și să le duc mai departe, prezentându-vi-le și dumneavoastră. Și tot în timpul zilei, o zi, niște cocoane la mine, niște fetișoare, cocoanele mai zicem noi, până să mărită, fetișoare, ca să facem un metehău pentru un fecior, un moș, o babă, cum se zice aici în sat. Și am făcut un moș, o babă, tocmai ca să vedeți cum e obiceiul și acesta, pentru cei care poate n-ați avut niciodată posibilitatea să vedeți și să faceți un metehău. Noi tare bine ne aflăm când mai facem astfel de obiceiuri și astfel de jocuri, că până la urmă sunt niște jocuri făcute de tineri și nu numai. Altfel nu țin minte că e anul nou și bobotează. Că de anul nou și bobotează să face de obicei metehău. Eu zic, haideți să mergem să vedem cum se face un metehău în Călinești. De bobotează și nu numai și de anul nou, să bucură tineretul de un obicei și anume furatul porților, pentru fetele de măritat și nu numai, dar mai avem un alt obicei, pusul metehăilor sau a moșului sau babei, fetele le pun la feciori și feciorii le pun la fete. Și un alt obicei, strigatul din costă, specific satului Călinești, mai avem și pețâtul, dar noi încercăm să le păstrăm și să le ducem mai departe. E și un mod de a petrece timpul împreună, dar și a ne aminti cu drag de vremea tinereții și ajut fetele din sat, că mi-au povestit ca un fecior care le cam supără și nu se uită mândru la ele și ele vreau să îl năcăjească un pic pe feciorul ăsta că merită, e mai mândru așa din fire. Eu am văzut când a fost mai mică la fratele meu că i-a pus babă și am zis să mă înveți și pe mine cum să face baba. Dar păi noi îmi facem mândră la ce fecior v-ați gândit să-i La faceți? unul șugătan. Eu nu știu că dau aia, nu știu de ce, e măreț, așa e un pic, Da. să mărea de voi. No, nu-i banii, am găsit o cămeașă, numai cusută, mândru, mândru, Prea mândră mândru, pentru el. e pe mândru pentru ei, dar mă, nu-i bai. Și la babă eu îmi pun eu în cap mândru, facem un cap mare, așa, ca la fundul de Să vadă căldare, bine. să vadă bine, nu-i bai. No. Și cum se face? Păi prima dată hai să facem capul, ține săcuța asta de perină, că al feciori au mai hâi de babe, dar pe el nu-i hâi, facem o babă mândră. Și apoi eu îmi lega aici capul, cum ies gheață, ține. Și ia bagă în mâneci să i îmbrăcăm. Și apoi la noapte care mereți să i-o duceți? Facem și o scrisoare, mintenaș. Scrisoarea aceea care trebuie să i-o punem toamna înainte, să știe de ce primea el babă, să nu se mire. Nu. No. Ori o mai primi babă, nu știți? Nu cred. Nu-i mai fac alte fete babă. Câți ani are? 19. Nu, no, nici ce Nu, no, bine eu nu știi. știu. Vezi? Vezi cine știe. Hai să o legăm de la noroc. Nu, no, pune geaditul. Noaptea asta de bobotează, ține geaditul.
le bobotează să fură porțile și să pun metehâia ăștia pe la feciori. Feciorii bătrâni, fetele bătrâne nemeritate. Nu vă furați de anul nou nimeni porțile. Aveți grijă la noapte. Aveți grijă la noapte. Nu, ca să poată lua. Nu, nu cu e dar. Că ai feciorii din ziua de astăzi, nu numai că o e, o aruncă pe râul. Sapi, nu. Nu, gheata mă tare. Pentru mine. Pentru tine, dar, gheata mă tare cheltuială. Am văzut că alți părinți care o leagă cu lanțuri și pune lăcată. Eu nu le fac nimic, eu nu? Le deșisc. O le să zi. Noi punem aici nici ce găzdoie și gras, așa ninga, facem niște plămâni aici să fie mândră gătată, să aibă tot ce trebuie, să fie, no. E bine? Îi mai punem sau îi bughe? Mai mari plămâni să-i facem aici. Da, e cam goală. E cam goală, hai să-i mai punem. Hai să legăm aici pe mijloc cu ațaia asta. Așa, păi ni-am pregătit și niște zadii. Mândră fi. Mândră și ni pânzătură mândră. Așa. No. Apoi a pune după masă și a juca o capă împărăcheasă. No. Așa e rândul pe la noi. Mai uite la pole. Ca să ajungă el mai uite la pole. El, că nu e. Da. Are și un capăt aici, am chipuiesc, am urmărit. Că nu-i stă. Da, stă. Nu. Și aici, hai să mai băgăm aici mai un... Să fie mai voluptoasă. Să fie mai mic. Nu. A fi mândră. Vai mândră, ca el. Ca el rotund și mândru și... Fetele, facem o scrisoare. Eu m-am gândit la niște versuri tare bunia. Am auzit de la împărat că ești fecior de însurat. Să zicem. Vere? No. Și noi mândră nevastă ți-am aflat. Și mândră gătată, cu capul cât o găliată. Dar picioare n-are, să nu te zăhăia la poale. Nu i-am făcut picioare, am facă i altele. Și găzdoaie mare, tot înșură cât o păstaie. Ni, avem păstaie aici, înșurache, să-i punem. Să-i o punem așa la grumaz. No, tot o înșură cât o păstaie. No. De primăvară până toamna, ca să ai tu ce mânca. Numai păstăi uscate, patale mață în șiranie. Da, bine, uite ce păstăi mândești. Trebuie să-i mai pun eu un șer. Nu de le-a lăsat și le-a mâncat. Că le-a mâncat. Numai aici le-a luat, mă, babă. Dacă numai, uite, cheia mea, că nici mândră-i gătată. Tu, are pol, are cămeșă, numai cu trăsuri, nici o pânzătură scumpă i-am pus. Noi dăm ca să-i facă de mâncare, baba. Până mâini dimineață, tot ea fac de mâncare. No. Bine ar fi, bugătia, să-i le punem așa pe umăr sau să-i le punem aici? Să-i... Eu punem cu tatu? Așa, Ninga, eu punem pe... No? Să fie. Să-i punem niște ghesari sau o traistă. Da. No, dăm o traistă de acolo, să-i punem, dar o traistă. No, așa, care traistă asta, că e mai mică. No, să o trimitem și cu... Și cu pachet, să nu zică că n-are hân nimic, că vine toamna goală, fără zestre. Hai să-i o punem aici pe umă. Și scrisoarea, o punem aici în traistă? Pune așa, ne-a dat. Da, acasă aici, nu. Să o vadă. Să o vadă, să știe de la cine e. Dori ne-a bănuit. I-am pregătit o babă și am făcut și o strigătură că am auzit de la împărat că ești fecior din surat și i-am făcut și bagajul la babă, i-am pus păstăi să-i facă de mâncare, că el e mai cu groșiorul, dar l-a ținut cu zama, lungă să mai slăbească un pic numai cu păstăi uscate, că stare bune de sărbători, păstăile uscate, dacă baba e cam făloasă, e cam grăsuță și s-a mișcat mai greu, nu a putut. Nu a putea să umble de rândul lui cum ar vrea el. Și sperăm să-i placă la noapte, că
când nu ne vede nimeni, mergem cu fetele și îl punem acolo la el înturnat și apoi pe dimineață să o găsească. Noi nu-l bajocorim tomna așa de rău cum au făcut alți feciori în alți ani, că le-au pus la fete cât e un moș, la biserică, pe copacii cei mai înalți și apoi le-o tătă de crengile să ne ajungă să și le ieie. Dar no, noi suntem mai indulgenți cu acest fecior și îl ducem numai acasă, când n-a vede. Nu se supără, pentru că e un obicei și ăsta e farmec cu acestei sărbători, pe lângă faptul că se sfințesc casele noastre, pe lângă faptul că se ajună în această zi de ajunul bobotezei. Fără aceste obiceiuri, cred că n-ar mai fi sărbătoare atât de frumoasă și de importantă pentru Valea Cosăului și pentru Comuna Călinești, cum îi datorită acestor obiceiuri. Și nu numai Călineștiu, pentru că maramureșenii știu să împace lucrurile în așa fel încât să înțeleg. Maramureșenii, într-un cuvânt, sunt oameni cărora le place să se afle bine, să râdă, să trăiască într-o armonie cu cei din jur. Și babele și mojul e un mod de a ne petrece timpul și de a ne bucura la oaltă de situația în sine. Uite, eu mă ună. Să iau pe plăplă. Mă, eu mai mânciu. Prinde una de o mână și una de alta să plec. No. Ține, că e cu rochie. Nu cu zare. Să pe plăplă. Bine că mai ieșit cu coada de mătură. Ai ieșit după noi? Cum să faci trebuie săcuțul? Mamă, chică. Îi facem bărbie la fată. Facem un chic de bărbie. Ai pus pe ochi. Unii ori dan botezul cu doamne, închinarea trăinii țară ta. Când glasul părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe tine numindu pe, și Sfântul închid de porumb a devenit întâlnirea cuvântului. Ceea ce ți-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea mai luminat, eu am fost a săruta crucea, cum e rândul în sat, la câteva gâzdoi și eu le-am chemat să vină să sărute crucea și la mine, că mi-am pregătit bucate după rânduială. Și le văd cozinit. Bună seara, haidați! Bine, bună v-am găsit! Na, haida! Bună seara! Dacă și dumneavoastră ați fost la noi, la cruce, și noi v-am vizitat cu mare drag și ne bucurăm că ne-ați chemat. No, eu vă rog să serviți, să vedeți bucatele mele să așa cum trebuie. Sunt foarte frumoase ca aspect, apoi ca bunătate în mod sigur și mai bune. Tăti arată foarte frumos. Știu că a zinit noră de unde? Din Budești? Din Sârg, din noră aici, da, bătrână, de 40 de ani, zinit aici în Călnișă și eu m-am conformat satului, că la noi însă nu foaie sta obicei. Uh-huh. La noi ne-am dus numai așa la bunici, că am fost vecini, dar așa nu se duc oamenii ca aici. Aici e o tradiție foarte frumoasă, prieteni, neamuri, la care vin astăzi, mâine, mergem și noi, că e un alt obicei dincolo de drum. Da. Noi suntem în ajunul bobotezei. În ajun, da. Pe drept, fără niciun fel de... Și la noi să folosesc mâncărurile de post, da, iar dincolo... Da, astăzi e ajun. Da. Uh-huh. Și... gata sărbătorile de iarnă, da, cum să zicem. Da. Și da. În ajun, ce ați pregătit? În ajun pregătim hribele care de nelipsit de pe masă. De stăjar, cum vă place? Nu, de stăjar, că-s mai albe, mai frumoasă pe masă, dar-s bune și acele de mesteacăn. Mm-hmm. Da, ce-s bune, cui îi plac hribele, sunt foarte bune. Apoi plăcintă cu dulceață, cu nucă, cu curechi, cui îi place în general, la bărbați nu le plac dulciurile. Gogoșă sau pancove, cum pancove, zicem noi. Pancovele zicem noi. Pere uscate, serbem ca este, așa este tradiția satului.
Eu am pus și niște cureți cu hribe. Cureți și cureți, eu cam am vrut să descriu și eu, cu hribe, ori cu ghebe, depinde de gospodină, cu legume, carne, da, nu da. Se folosește dacă îți de post. Am văzut că păsatele acestea, și nu numai, săcată tare mult hribele când e sezonul lor, toamna pântraia asta sărbătoare, da, de bobochează. Da. Am văzut că obiceiul acesta din satul Călinești, cei de dincolo de râu, să zic, a săruta crucea, cum se zice, la cei de dincoace și mâine, în ziua boboteză, să margă cei de dincoace la cei de dincolo. Astăzi e ajun și din acest motiv îți primiți cu mâncare de post și mâine da. Zi de dulce. Cu ce ne așteaptă, da, păi, ar trebui să ne aștepte mâine dincolo e mai greu un pic ca și la noi, dar am zis persoanele care ne-au invitat și astăzi am venit, mâine merem și noi la cei care au fost la noi, apoi mâine e mai greu un pic pentru oamenii de dincolo, că trebuie de la porc toate produsele, cărnați, coste, tobă, șnițere, tot ce aparține bun. Carne cu ouă să mai da, 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 da. No, plăcintele și acolo de nelipsă, dar în schimb valoră sunt plute cu brânză, prăjituri de toate genurile, cureci umplut făcut cu carne, nu așa cum l-am făcut noi, cu legume. Și oarecum e mai scump la ei, poate de multe ori ne gândim noi cu două hribe, să scăpăm. Mâncăm atâta de mult dincolo. Da, am văzut că și obiceiul ăsta de a să hârăi, nu, Bălăgu? Să hârăiesc cei de din coace cu cei de dincolo de râul Cosău, că noi îi cinstim cu mâncăruri de post și ei ne hrănesc sau ne cinstesc cu mâncăruri de dulce, nu? Da. Amu, tu ești noră aici în sat. Cum vezi obiceiul ăsta? Un obicei bun. Îmi place. Îți place? Da. E greu să te, să te pregătești pentru aia asta zi? Nu e chiar atâta de greu. Nu? Îți place? Nu, nu mi se pare că e așa de greu. Dar mie îmi place oricum să fac de mâncare, sunt obișnuită cu asta. Uh-huh. Ești noră la Măria Săvoianului de câți ani, cum să zice? Păi de 5 ani, acum în mai avem 6 ani. De când sunteți la Olandă? Da. Și acasă țineai rânduiala asta sau nu? Păi și acasă la mama, da, și acasă la mama, zine preotul cu crucea, da, bine, la noi nu zineau atâția musafiri. Atâția cruceri, cum le da. Ziceți. No, mai am o curiozitate, mătușă, înainte de a vă servi cu bucate, că nu vreau să plecați până nu gustați. Că da, vă mulțumim, că așa sunteți foarte drăguță. Câți cruceri ați avut astăzi? Ioi, noi avem foarte mulți, că am zis, familia noastră îi numeroasă, au neamuri multe și dacă i-am invitat, vin și mereu și noi cu plăcere la ei. Tata ziua, tata ziua asta de ajun. De dimineață, de când zine preotul, până seara, la 12, tata cea e zi de cruce. Da, da. Care e obiceiul? Știu că nu se mănâncă până nu trece preotul, nu? Nu, asta ne sculăm dimineața, ne rugăm la Dumnezeu Sfântul, pregătim tot pe masă, cum a spus și dumneavoastră, dar așteptăm până ce ne dă popa crucea. Am anul ăsta cu pandemia, nu ni s-o dat, decât o binecuvântat casa și îi mulțumim din suflet părintelui de la noi din sat. Și după ce trece, apar neamurile și sărbătorim împreună. Dar dacă se nimerește să ajungă preotul mai pe sară, nu mănâncă familia aceea deloc? Care femeie așa să creadă cu adevărat în Dumnezeu? Nu, poate am o ieșteatâne, n-ar putea ține tătă ziua, dar am o nume o apărarea mea, dar eu cel puțin pot. Mulțumesc la Dumnezeu, pot să ajung până seara, dacă, dar nu se întâmplă așa ceva, că-s două cruci și așa până, să zicem, până la ora 4, cel mult. Am anul ăsta a fost mai repede un pic, pentru că ni s-a spus că se binecuvintează o singură cameră și așa a fost mai rapid mersul. Da. Da. No, haideți să serviți, să vedeți care sunt mai bune de aici din ce v-am pregătit. Hai, Părăgu, să vezi, eu fac ca tine sau mai bune? Iată că ați petrecut. Mulțumesc tare mult că ați venit în aiesta, ne-a sărutat crucea aici la noi. După... Și noi vă mulțumim că ne-ați chemat și am zis să vă dăie Dumnezeu și pe altul an să vă sie masa plină cu toate câte le aveți acum și să aveți sănătate, să puteți pregăti. Mulțumim tare mult! Mulțumim! Pălăgu,
Să ne vedem și la anul. Da, de ori si hribe și anul acesta să umbli după ele. Da, de ori si și să mă mai pot duce. Nu, bine că nu te-ai întâlnit cu ursul tu, că tu te duci până acolo sus. Da, păi nu. Unde nici e? Anul ăsta nu m-am întâlnit, dar sper că și anul ăsta la care urmează să nu mă întâlnesc. Da, da, da. No, eu zini și Elena și Gătanului. Hai, laudăm pe sus. În vecea amin. Laudăm pe sus. No, hai. În vecea amin. O gătat hribele, încă nu. Bine, zini. Hai gătat plăcintele, hai găzdoaie. Dimineața le-am gătat de făcut. Că uiaga întreagă. Cred că noi o gătăm. No, e numai. Am mutat mă vostă, bieți cât îți putea, că nouă ni s-au gătat. Apoi un becă, e plină uiaga, văd că. Șoferi. Mă vostă, ce vă duceți? Dar pe cam un nou, vă lăsăm pe dumneavoastră, că noi suntem tari de mult. Așa e obiceiul, unul mere, unul zine, așa e la cruce. E tare mândru la bobochează, da, obiceiul ăsta la noi. Deci întâlnit cu șoferii care ne-au adus și cu băut, mână car, că nu suntem să punem, no, că suntem de banche. Numai să nu fie stătă uiaga. Am nu știu, bine. Cât e bună Horinca, e mere, bine mere, e prunea, păi. E bună ca și găzdoaia care ne-a servit. No, hai să ne ducăm și noi să aveți poftă bună și ne bucurăm că ne-am întâlnit. Mulțumim. Tot așa să ne întâlnim. Doamne, da, ajută. Bine, aici. Bine ați zinit. Bine te-am găsit. Că eu am fratine astăzi. Păi ai foc că te-am chemat să zic, te-am chemat de la Crăciun, s-a spus să-ți ia săruta crucea. Ai, ai, bine ai făcut. Cum e obiceiul pe aici pe sat? E tare mândru obiceiul ăsta la noi. Niecării nu-i pe satele astea, numai la noi să ține obiceiul ăsta. Ce știi, și bătrânii l-au ținut? Și bătrânii, că de la bătrânii îl moștenim și noi, ei ne-au spus rânduiala. Tu ești în zi de post sau în zi de dulce? Eu sunt zi de post. Am una de post și una de dulce. Eu sunt zi de post. Găzdoaie, tu ești, tu ai primit cruciari astăzi, în ajunul? În ajunul boboteze, da. Și cu ce ți-ai omenit? Cu plăcinte. Am făcut plăcinte și gole de post. Fără, numai frământate cu apă și cu drojdie și așa, de post și cu dulceață și hribe. De care? Ai o preferință? De stăjar, îți mai bune la gust, îți mai, da, îți mai arătos, îți mai, no. Și ghebe, că anul ăsta a fost tare multe ghebe și am strâns și ghebe, tare mult am umblat. Mai uite, aș da de mâncare la un porc. Să știu că tă huglași dansara de mânzoa de la bobochează decât cât am umblat după hribe și n-am nici găsit prea multe. Asta e mai slăbit un chic. Na, fi nu pe. Da. Dumătate cu ce necinstit ești? Astăzi sau mâini? Eu mâini, dar stare supărată. Că colegele mele, tăchezi dincolo de râu și numai hribe, pere, zamă, de post, zeamă de pere și eu trebuie să-mi pun porcul la bătaie. Și cred că m-ai lăsat de aici obicei. Ori m-ai pocăi. Am din două una, că eu mănânc cu crucearii tot ce am. Și toate neamurile și părinții îmi trăiesc încă dincolo de râu și dumneavoastră, colegele, toate sunteți și eu la centru și trebuie să pun tot ce am la bătaie. Sunt câte doi porci, nu? Am uimus, ai o, două ore să mă lăs. Este obicei, nu știu ce. Nu cred că te lăsa. Ore. Nu, eu îți spun că nu te leși când îi vedea că îndâmplă atâta lume și trece să spun gătie și nu se bagă nimeni la tine, nu te lăsa de asta. Nu, dar îmi pare că e tare la noi. Cheltuială multă și mă pregătesc, nu dorm nopțile, să siu la rând. No, dar pe nici eu n-am dormit azi noapte, de la 4 m-am sculat. Până am făcut plăcintele, până mi-am sercurechiul, până am făcut hribele, până... Cu tate, cum gândești tu că... Dar la cât o ajuns pe râu tu la tine? Astăzi au ajuns pe amiază-ți. Ei, dar până alta rând? În alt, am ia anul, apoi o fol la 7 seara când o zinit. Și n-ai mâncat până a ajuns? N-am mâncat până ce o zinit el. Așa-i rândul pe aici. Așa-i rândul. Până trece. Mai îi și mă cheamă sorul mea Ileana, la ea, că la ea mere mai aproape uite. Prima dată, la ea crucea. Și apoi acum ne chemăm așa între neamuri și apoi mă duc și la ea prima dată, dacă da, așa pe fugă, nu stau mult. Cât îmi buc, eu dau ori numai ca să, no, să pot până zine la mine. Să n-aștept atâta. No, și apoi eu toată seara atâta stau și zic, ce mai trebuie să zie la ce trebuie să mai zie, vai de mine, mai am patru, e zinitoare, mai am,
din porc și nu a prăjituri și bunătăți. Dar aici a plăcinte frământate cu apă, libedii pe păduri, dar porcul, toate bunătățile, trebuie să le pucă vază. Dacă nu mere la tine, nu ți-a stat bună? Dar nici deci nici trec pângă mine și nu se bagă. Nu, măi, cum tine? Cred că ne spune să nu mere mâini. Am o anul ăsta, vă mai primiez, dar până la anul ăsta, stai de gând. Că-s bătrână și după îmi porpeam, lași și îl petrec la boboteadă. Dar bine cumpăra. Păi eu-i grăi cu preotul să schimbăm obiceiul iar zilând. Bate un an să schimb dincolo la dumneavoastră și noi dincolo. Nu ți-ar fi ca bine, spun eu. Oare. Când imbla după hribe și nu-i găsă, îi zice, mai uite, dar e mâncare la un porc. Mai uite, merg în afumătoare. Când imbla pe toate dealurile și băile și nu-i găsă hribe. Și asta se poate, da, că unde imbla după hribe, da. Și hribele, când iese din pământ, îi concodați. Când a ieșit? No, așa noi îți dăm cu carne. Dar bine, ce e post, dar... Ce azi e post, încât îți rive. No. Tu unde ai fost fată când era boboteaza? La de... La de dulce. La de dulce. La Costi și Cârnare. Și? Cum a fost? Greu? No, nu a fost ușor. Nu a fost ușor. No, că... Da, este a fost obiceiul. O trebuie să grijești de Costile și Cârnare de la port. Să ai port. Grijă ce pui pe masă. Nu le mănânci până la boboteaza, tăi. Și amu? Ai trecut râul. Am, dincolo, la hribe și curet de post. Dar ce știți de obicei ăsta? Așofo din vezi? Nu știți de când îi? Așofo din bătrâni. Așa l-am apucat noi apoi. Este obicei frumos. Ilea, tu ce ai pus pe masă? Tot așa e și la noi. Și dacă e mai dimineață la noi. Tot aia este. Tot aia este. Nu, vezi ce are bine, le-am nimerit. Bine, tare mare găzdoie ești. Tare. Ba, la sărbători să mai adun așa geamurile. Hai să ne punem vă două hribe să vie mai evitare. Când sunt gata, astăzi aici obicei, apoi... Dar la mulți ani. Să trăim și în taie stare. Da, la mulți ani. Fără... Puneți-vă vă două hribe să vedem ce hribe. La mulți ani. La mulți ani. Nu mă o cărâiesc. E nu-s așa bun. Nu te spunem fratele la mulți ani. La mulți ani. Doamna directoră, la mulți ani. S-o la mulți ani, multă sănătate, Doamne s-o ajută. Și atâtea funcții. De nu mai ne știu. Să nu te știe oamcea că te-a pune la impozit. Și directoră, și socăciță, și... Și găzdoie. Găzdoie. Că de ce ești de la primă... Dar nu te-a dat cu păstăie? Oncea, da. Oncea e cu impozitul, dar și-a nafu. S-a venit impozit și apoi... De amul din anoare e să-mi pensionă. O zis primarul că nu se schimbă nimic. Nu mi-e frică impozitile, nu? Nu. Nu, hai, dar gust, da. Vedeți un pic, eu am mâncat la voi, am în rândul vostru să mâncați la mine, apoi mâine mere la dumneavoastră. Hai să vedem. Nu, vă mai puneți lăsați? Puneți-vă și voi niște hribe. Nu mâncați păsăturate, să puteți și la mine. Mâini? Mâini. Păi până mâini mult. Nu, dacă ceva e ți atâta... De aici ne mutăm la altă găzdoie, dar tot e post. Nu. Numai mâini de dulce. Hei. Nu, nu-i bine. Rău ne îmblă. Era? Bate Lorinca s-o să-i făcut dulce. Dar păi mă duc de ală și pun o... În vede asta, că e mai sănătoasă. Nu, multă sănătate. Nu, sănătate. Asta e sănătate curată, le mai trebuie coronavirus, pică cu ce te lecuiești cu de-aia asta, nu ne trebuie vaccin. Da. Te muse să mă urc un chip mai sus, pe... ăsta e mică pe lângă voi. Da. Bozinit, o zi fata ta să facem un mechehău astăzi, pentru un fecior din sat. Dar nu spunem a cui, că-i măs aici, pântre noi. S-a aflat. S-a aflat. Dar v-au pus mechehăi? Eu când am fost fată, mi-a pus. Ți-o pus? Dar doamna Măriucașă, să-l puneți, să nu-l poată lua până la primăvară. Acolo să stai, să nu poată urca după el. La noapte, nu știu ce-o împrăbălui, o învidie. Și ce, cum a arătat în ăsta? No. Hâd. Hâd. Moș s-o puse. Moș, îmbrăca hâd. Și nu, au avut și geantă și scrisoare în geantă. Ce fac și eu. Hai, hai, năsta! Deci, hai, da, hai să vezi ce-am pregătit. Hai, da, hai și mănâncă. Te-am cătat acasă, dar păi n-ai fost acasă. Unde ai fost? Ai fost sărutat crucea? Nu, no, după cruceare. Na, hai, tras. Că de i-am găsit. Apoi după aceea nu pot scăpa ei. Te ajut.
Și asta colega e dincolo de râu. Și pe asta trebuie să o pun la număr. Da, păi noi am ține cură, mâncă, m-am mâncat bugheta astăzi. Mă duc să mai aduc un blid, lasă-mă să iei. Care bune așa. Vai, bune le-ai făcut. Mi-a fost dor. Da, dar mai pune vis, în de celelalte, nu v-a plăcea. Eu mâin noi, tu ce mai puneți? Mă uitat, nu mai rămâne. No. Haide și mănâncă așa, trebuie să mă duc. Mai tu ce prânzătură mândră ai. Da, mândră prânzătură și sumnă, mândră te-ai gătat astăzi. Așa e și tine. A sărutat cu cea, mă duc să-ți aduc un blin. Mă duc să mă duc după Ileana Rușugă. Că eu am zis, că n-am spus. Nicu, a zis că să-ți zici pe treia cea. Dar pe măsura mea zice, nu răspunde. Hai, dă-mi pace. Safir și coace și plăcinie și pacove și pește și dăi no. Și pune masa și ia masa și iar coace no, și iar dăi. Și pește, vezi? No, da, no. Dar nu, n-ai făcut bozmectepșa, n-ai făcut cotițele, n-ai făcut televizor, n-ai făcut plăcele. No, vezi? Pești, ce ai face, că Iva, le-am pundu grădinii. Hai, prinde! Eu prind pe Vale. Dar n-ai pahare. Că dacă bei, grăiești mai multe. Dar pe care ne-am aici? La mulți ani. Ia Ileni. Noi la. Nu. Hai să întâlnăm și cu tine. Dacă ai făcut bine așa, ai zinit. Eu nu te-am strigat, că ești zinită. Am zinit că nu am scăpat de crucet. Nu. Am eu am plecat. Eu cred că mi-e fac crucet, că noi scăpam. Eu de două ori ți-ai făcut. Eu obosetez. Mi-e pare bine și când zic, dar când să duc, mi-e pare mai bine. Eu astăzi cât am chisat, am zis că tot omul ce l-am putut, fac un funghi de claie. No. Câte mărsuri am făcut. Da, eu tot n-am înțeles că-s nor aici în sat și n-am înțeles rânduiala asta. Deci râul Cosău în parte, satul în două. Da. Da, și o parte mănâncă de post și o parte mănâncă de dulce. Așa-i. Așa-i. Și o năcăjită că numai eu sunt de dulce. Cele tăte de post. Și noi tăte suntem în de post. Și mărează voianului cu nora care s-a dus. Și doamnele, colegele tăte huc. Și neamurile tăte din coace. Nu, tăt domiciliul din coace. Am uite de cu ăsta cu... Și apezim și din alte sate sau numai din sat aici? Nu, numai din sat. Numai din sat de la noi. Și să vă mai spun un lucru, dacă mărează voianului, nu mă cheamă, eu nu mă duc. Ori dacă Năstava Ioanii nu mă cheamă la ea, nu mă duc, e bine îmi pare, nu mă cheamă, nu mă duc. Dar dacă mă cheamă și mă duc, e musai să zie la mine, e datore. Uh-huh, uh-huh. Și, așa că... și cum îmi făceau înainte de sărbătoarea asta de ajun? Mereu acasă și... Acasă și te chema. Ori amului s-o mai moderniza lumea prin telefon. Să zi la cruce, asta e chema. Da, da. Mereu acasă, expres, și chemam. Da. Uh-huh. Da. E chemai. Și nu neapărat numai neamurile de dincolo de râu, ne chemam și care sunt în partea noastră, neamurile. Cum am fost noi astăzi. Da, da, da. Așa. Ilea, tu mâine unde mergi? Cine te-a chemat? În... Da, pe cine m-a chemat? Câtă lume m-a chemat? Nu știu. Nu știu, o grămadă de om, dar noi mere la târță. Nu-i apuca? Nu. Dar la tine o fă astăzi, ori cine? O fă. Zine părintele cu crucea. În botezându-te tu, Doamne, închinarea trăii mi s-a arătat. Și spiritul în chip de porumb a adeverit întăria cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea o ai luminat mărireție. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, care ai aflat a fi lucru vrednic a intra în casa Vameșului Zaheu și ai fost, Doamne, mântuirea lui și la toată casa lui, pe servii tăi care locuiesc în această casă, îi binecuvintează. Binecuvintează, Doamne, șederea lor aici și viața lor, păzește în pace, sănătate, bună înțelegere și fără de primejdii, că Sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Pace de, Doamne, casei acesteia și celor ce locuiesc în trânsa. Lăudăm pe sus. La mulți ani, un an nou fericit cu bucurie. Bine v-am găsit. Să aveți un an nou dulce. Mulțumim. Că e nevoie de un an nou mai dulce decât cel care s-a încheiat. În care să ne bucurăm de pace, să ne bucurăm de unitate.
și de dragoste frățească. Am și geste mai mici. Da, bun, și acele. Că nu mi s-au stricat dinții. Hai, dar să mâncăm un pic. Mulțumim. Și să fiți sănătos, să ne mai puteți. Ce înseamnă să ai grijă de de cameraman? Un an nou cu bucurie. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Ce frumos! Când vă așteptăm... De mult timp? La urmă mânghe! Așa se așteaptă. Noi n-am mâncat. N-am mâncat până n-am sărutat crucea. Eu în tătă duminica vă aștept să ajungeți la Sfânta Biserică. Dumneavoastră în ajunul de bobotează și în ziua de bobotează mă așteptați să ajung la dumneavoastră acasă. Așa că compensăm cu așteptarea. Am o zâpă an, nu-i mult. E un obicei și o datină care e unică în toată zona asta și faptul că o păstrăm, în ciuda condițiilor care îs în lumea pe care o trăim, asta dovedește între noi spiritul de unitate, dragostea de Dumnezeu, iubirea față de Sfânta Cruce și să recunoaștem și mesele festive. Da. Toate au logica și sensul lor frumos și plăcut. Cât de important e să ni se sfințească o casă? Noi găzduile știm cel mai bine rânduiala asta, că ne place să ne fie gata toate căsele și să ne fie sfințite. Partea Martei, știi? Când îi spune Hristos Martei, Marto, Marto, te căsălești, îngrijești de multe. Asta, într-adevăr, gospodinele din parohia noastră fac această preocupare de multe pentru a face masa cât mai bogată și evenimentul cât mai înălțător din punct de vedere a stării și a situației materiale. Sigur că are umblatul cu crucea sau sărbătoarea bobotezii are această importanță a intrării preotului împreună cu slujitorii de la biserică în casele credincioșilor pentru a spune o rugăciune, pentru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu în sânul fiecărei familii, a mulțumi pentru un an care se încheie și a cere binecuvântarea pentru anul care începe. Și așa cum Mântuitorul Iisus Hristos a mers la râul Iordan pentru a primi botezul, deși el nu avea nevoie de botez pentru că era Fiul lui Dumnezeu, făcut om și fără de păcat, intrarea în casele oamenilor are și această parte spirituală a înnoirii, a primenirii din punct de vedere sufletesc a întregii familii. Vedeți că e acest obicei frumos ca familia să aștepte preotul care vine și le binecuvintează casa și se roagă împreună cu întreaga familie și la noi mai mult decât atât are și invitați, prieteni și cunoscuți și de pe sat, am văzut care vin. Și deja s-au obișnuit să spună că merem în călinie și a sărutat crucea. Părinte, v-ați obișnuit cu rânduielile acestea? Bănuiesc că nu le-ați mai întâlnit în altă parte. De asta am spus vă că trebuie unice. Încă un preot care să vă ajute ca într-o zi să puteți străbate jumătate de sat. Poate că are un pic mai greu aceasta. Nu prea sunt sate unde să vină un preot străin din altă parte să umble cu crucea alături de parohul satului. Dar în asta stă și farmecul. Că la noi o să împarte satul în două și atâta de frumos, de o parte în ajun și de o parte în ziua de bubotează, o parte ținem post și ajun în ziua de ajun, și mergem la casele oamenilor, binecuvântând casele și cerând harul și binecuvântarea lui Dumnezeu și lucrarea Spiritului Sfânt peste toată truda și jertfa lor. Și în cealaltă zi, pentru a putea acoperi toată comuna, umblăm, spunem noi, două cruci, umblăm doi preoți, împărțind satul pe două sectoare și mergând la casa fiecăruia, astfel încât, păcând îi la o jână, partea de o parte a cosăului e gata, cealaltă urmează mâine. Da. Avem aici o găzdoaie care tot povestea că e pune porcul la bătaie și noi ne-am pus câteva hribe pe masă. O să nu-i rând într-un an să fie într-un fel și într-un an. Să schimbăm de povarșan. Asta și-o doresc cei care spun că vor li se mănâncă porcul a doua zi. Și din partea noastră, că eu sunt de partea asta a celor care mănâncă hribe, nu mă dat să îmbrăiești de acolo. Și
Da, păi nu ne poți face față că noi iacă suntem. Dar postul este întotdeauna un act de jertfă, un act de dăruire. Și atunci compensează prosperitatea și bunăstarea celor care pun porcul la bătaie, vorba dumneavoastră, adică pun mâncare de dulce, cu jertfa și penitența celor care fac mâncare de post. Eu știu un lucru, de la mama fiertat de acasă, mâncarea de post zice că e mai greu făcută decât cea de dulce. Dacă eu le-am spus. Că implică un sacrificiu în plus și, acum mă duce Aleana și de mă ta, să te gândești că hribele astea trebuie culeasă? Nu cresc numai în farfurie. Da, și la cocheț, hribea mea de tata. Numai de două ori pe zi să-l salut și-i bugheat. Ceapă, nu. Da. Da. Dumneavoastră, anul acesta ați gătat un pic mai repede ca în ceilalți ani, rânduiala spuneau femeile, că n-ați mai respectat poate rânduiala din ceilalți ani lăsată de Părintele Groșan. Cum a fost în ceilalți ani și cum a fost amul? În primul rând, eu sunt aici paroh de 2 ani de zile. Am la fel și dumneavoastră. Am umblat cu crucea în primul an, am venit aici pe 16 decembrie, acum 2 ani. Anul trecut n-am umblat cu crucea deloc. Așa a fost situația și anul acesta, fiind un an de pandemie, un an care are partea lui de suferință, să vă gândiți că sunt persoane care ne-au fost dragi sau i-am cunoscut, care nu mai sunt printre noi datorită acestei pandemii, acestui virus care a făcut atât de mult răvagii și atât de mult rău în lumea în care trăim. Și atunci ne-am adaptat acestei situații. Am intrat în case purtând măști, purtând mănuși și ne-am rugat împreună cu familia, am cerut binecuvântarea și harul Dumnezeu și n-am mai dat crucea la sărutat, de aceea putem spune că anul acesta am dat la binecuvântarea caselor. La sărutatul crucii a rămas ceea după ce am plecat noi. Unde au vrut, în mod expres, și au cerut treaba asta, s-a întâmplat și familii, mi-au fost așa de dragi niște femei înaintate în vârstă, care mi-au spus, părinte, aș vrea să sărut crucea, că poate anul viitor nu mai am această ocazie. Și atunci, pentru mine, asta e botează la care vreau să sărut crucea. Și atunci, sigur, cu dragă inimă, te pui la dispoziția credincioșilor și se poate face și sărutarea crucei. Pe lângă faptul că sunteți preot, ați mai umblat și ați sărutat crucea sau nu? În seara asta? Da. Acum este vorba ce e bine a spune. Da. Da, pentru că m-ai provocat. Eu și acum, de data asta, am venit aici, atât așa, a sărutat crucea. Știu. După ce am umblat cu crucea, am venit a sărutat crucea. Da, vreau să vă spun, deja începem să ne cunoaștem destul de bine. Îmi iubesc comunitatea, îmi iubesc obiceiurile, sunt copil crescut la țară și știu că fiecare eveniment, în fiecare eveniment, credinciosul din parohia noastră pune suflet, se bucură, îl așteaptă cu drag. Cât vă pregătiți casele, cât vă pregătiți mâncărurile, pentru ca într-adevăr ziua de astăzi și ziua de mâine să fie un eveniment aparte, în care îi implicat spiritul de jertfă și dăruirea dumneavoastră. Și de aceea e o încununare și prezența preotului și faptul că v-am spus îmi laud credincioșii și iubesc pentru că s-ai mei, dar există această dăruire și această jertfă pe care vezi pe chipul oamenilor că o fac cu atâta drag. Și de aceea, inclusiv acest obicei de a săruta crucea este un obicei de comuniune care își are la bază spiritul fratern, care este originar din creștinism. Pentru că oameni care sunt de departe, oameni care, poate și dacă îl vezi pe drum că trece, îl chemi în casă, din spirit de ospitalitate și îl pui după masă, pentru că astăzi e ziua când preotul umblă cu crucea și e ziua când se sărută crucea. Așa-i, părinte. Năsta, tu cum te-ai pregătit? Ai văzut ce hribe am făcut? S-a plăcut? Da, foarte bun. Povestem tu cum te-ai pregătit. Da, păi nu, ca și tine. Eu am făcut și pește pe lângă hribe.
Pe ai foie din fundul grădinii așa ai prins la vale. Ce ai zis pe vale de păcăieni? Da, plăcintă, cu reci în plut, ribe. Și ai avut cruceri mulți? Am avut, o de mine. Și... am făcut până amineață, ți-am gătat un legheanc de plăcinte. Am mai frământat unul. Vede că știi și poți fa. No. Și amu mai ai după ce pleci de mai aici? Mai am. Mai ai. Mă păzesc și amu, nu mă țineți mult. No. O fost aici în sat cu tira Alexa, nu? O fost. Și îmi lau un bărbat așa mai în vârstă cu un sac și zicea acela-i calul. I-ai dat mălai, pe o cană de mălai. Ăla era pentru preot și le făcea parte și la slujitorii biserici din ceea ce dădeau. Pentru că ce se întâmpla? Nefiind un potențial financiar la familie, atunci jertfa lor, jertfa familiei era ce? Rodul pământului. Și atunci ce însemna rodul pământului? O cană de mălai, din asta de păstăi, o ață de păstăi, exact, o pungă de fasole, el tot ceea ce însemna, ce e asta la origine, are o profundă valență creștină, că este altruismul și dăruirea. Dai celui care se roagă, pentru că preotul aceasta este activitatea lui, de a fi mijlocitor între oameni și Dumnezeu prin rugăciune la altar, și atunci dai din jertfa ta, tu ce dai, rodul pământului pe care tu îl muncești în sudoarea frunții, așa cum i-a spus Dumnezeu lui Adam, îți vei câștiga pâinea în sudoarea frunții. Și atunci tu îi dai, era când putea să dea o cană de făină sau o cană de mălai. De aceea era calul care zici dumneavoastră că era o persoană care ducea, până putea să ducă, îl lăsa acolo, da. Lua un alt bagaj mai departe, cum se strângea. Exact. Și apoi la sfârșit împărțeau între slujitorii bisericii. Preotul avea parte diacu și cârznicu. Dar era în copilărie, era aceste obiceiuri de a merge cu tirarexa. Era un grup de copii, ne organizam dinainte, știam deja de pe anul nou că suntem grupul ăla care mergem și mergeam pe zone din sat. Adică ulița pe care mergeam noi era ulița unde am crescut, nu aveam acces din jos de sat, că era alții acolo. Și așteptau preotul când ajungea în cartierul lor de acolo să înceapă și până îl predau, ca și cum ar preda această ștachetă a spiritualității unui alt grup de copii. Și mergeau înaintea preotului și strigau, tirarexe, Doamne, greu de primăvară și în pot și în cămară și pe pristă afară și începeau cu urătură și atunci gazda le dădea. Eu n-am prins, era varianta înainte, care am auzit-o de la cei mai în vârstă, aruncau afară din târnați, că nu era ca așa cum a hol și cu așa, dar aruncau din târnați din șatră, aruncau nuci și mere și alune și coconități erau acolo grămadă și le luau. Noi ne-am prins o variantă mai elegantă, ni le dădea în mână și am mai prins încă, ne dădeau și bomboane de pom. Deja asta a fost acum mai târziu un pic, eram mai mărișor un pic, dar era un pic mai protejată relația asta și nu numai că arunca, ci ne-o dădea în mână. Și cei care mergeau cu tirarexa nu erau altceva decât niște mesageri, niște vestitori, că în spatele lor vine preotul la binecuvântarea casă. Să știți că și astăzi am zis că ne-ar fi bun un tirarexa, că tot stăteam ba zine, nu zine, ba zine, nu zine, ba mă și l-auzeai cu 3-4 case înainte, deci atunci aveai timp să te pregătești. Vorba dumneavoastră, cuvântul ăsta dulce care îmi place, găzdoaia avea timp să-și strângă repede ce avea de strâns, dacă cumva era prinsă într-o pasă proastă, să rezolve toate problemele, să-și pui aluatul deoparte dacă nu a fost gata, sau ce a avut de pus, și să iasă înaintea preotului, nu? Că doar evenimentul central acesta era mesajul care îl aducea preotul în casa omului. Aici am văzut că cine iasă cu lumânarea la noi mai nou, câte un cocon. Câte un cocon. Mai ce mai tine din familie, da. Nu numai pe partea bărbătească, ca în alte sate. Nu știu asta. Nu, în general ies copiii care sunt mai din familie. Dar vă spun, acum au fost un pic mai multă restricție și probabil că lumea a fost un pic mai atentă cu anul acesta de pandemie și nu pentru distanțare cât mai puțin, dar în primul an când am venit, atât m-a impresionat până la lacrimi, faptul că vedeai casa plină de oameni. Și asta însemna că tu ai pus la dispoziția ta, din dragoste față de semeni, tot ceea ce ai avut în ziua aceea. Tot, casă, spațiu, masă, îmbelșugată, tot.
că în spatele ei a fost multă trudă ca astea să fie pe masă, a fost poate o noapte nedormită din partea ta și a celor din familie. Asta e adevărat. Ferice de cei care fac mâine treaba asta, că una două pun niște coste și cârnați în totigaie. Toate prăjiturile, câte creme și câte bună. Mai pomeniți că Elena ce de știu. Nu mă tem că deși din ceașul Ștefan, nu. Acolo nu-i problemă, mătușa. Mătușa, nu-mi chide și dacă știi că trebuie să nu doarmă toată noaptea asta. Am, cred că eu rămâne ultima și mi-e fac plinul și apoi mă duce. Ca să poți juca la noapte. Da. Suntem de acord. Să știți că eu mâine, cartierul care merg eu e pe zona dumneavoastră, nu mănânc nimic până ajung la dumneavoastră. Cu drag, să știți. Nu, așa rămâne. N-ați venit în stafă, Liliana. Tai de pe tabel pe alții. Ca să mă pot, să mă pot încadra. Te scuzi, nu mă da bine. Că-ți duce și noi cu ghiomlii de coastă, că eu de-abia aștept să fac. Ai rina fumătoare la mai mulți decenii? Da. Atunci poți. Ia asta să le coasă de la mami la mine. Nu insistați că șam eu la ea. Nu insistați cu ea, că nu e bună. Păi poți grăine, coastă și cârnați. Poate, dacă nu dorim de aici. Da. Dacă nu e de unde, ce zice nu? Călineștiu trăiește într-un mod foarte profund aceste obiceiuri și încercăm să le păstrăm. Sigur că înainte era o formă de viață, dar acum, prin școala rădăcinilor străbune, prin implicarea dumneavoastră, ele prin viață și rămân peste timp. Altfel s-ar pierde. Meritul și lauda îi pentru tot ceea ce faceți. Nu știu de mână dacă nu s-ar îmbla așa. Nu, datorită lui doamna Măriucă am avansat așa. Eu asta am spus, că aici este meritul ei, da. pentru tot ceea ce s-a făcut și pentru faptul că se promovează aceste lucruri care mai de mult erau o normalitate. Da. Nimeni nu își punea problema că trebuie să dăm la asta amploare și să o vedem. Era o stare de fapt a lucrurilor. Acum omul individualizat mai mult, s-a rupt mai mult de comunitate, este preocupat mai mult de a avea decât de a fi. Gândiți-vă cât e important că întreb cine e, nu ce are. Și atunci când știi cine e, atunci mergi la rădăcina ființei umane și spui că e om care înseamnă chip și asemănare Dumnezeu, care înseamnă valoare. Ori ce are astăzi poate să aibă, mâine să nu mai aibă. Și aceasta se promovează până aceste valori tradiționale. Se promovează ceea ce este omul. Până ceea ce face, până ceea ce cum se comportă, prin ceea ce scoate în evidență. Faptul că purtați cămășile astea tradiționale, faptul că vă adunați și aveți activități în comun, faptul că faceți acea lucrare extraordinară pentru biserică, de care ori de câte ori am ocazia vă spun că vă sunt recunoscător și apreciez mult jertfa care o faceți. Și atunci când am vrut să fie și o contribuție din partea comunității, v-ați asumat-o fără să vă las în pace că faceți dumneavoastră tot ce trebuie și de-a mai trebuie mi-e spune. Am tot aștept să-mi spuneți. Este un act de jertfă, este o formă de dăruire. Și Dumnezeu acestea le ia mai mult în calcul decât cu ceea ce putem să ne lăudăm sau ceea ce putem să avem pe noi sau cu ceea ce ne îmbrăcăm, pentru că astea sunt lucruri care rămân peste timp. Așa-i, părinte. Mulțumim tare mult, dar serviți ceva la mine. Cu ce vă cortez? Aici ai o plăcintă cu nucă. Cu varză, dacă vă place. Un pic de plăcintă cu nucă. Alta-i cu curechi. Da, astea-s plăcinte goale pentru curechi. Nu mă duc, că dacă mă duc la masă, păi mănânc mai mult. Curechi cu ribe? Așa e mai bine. Curechi cu ribe, nu? Eu o pară. Na, hai, dacă să mâncăm. Eu zic să stăm să mâncăm liniștite. Ne luăm... Eu aș mai cușăi un pic. Mai, la mulți ani. Mai grijă cât cușăiești, că pe mâini ia de dumneavoastră. Să faci plăcinte și coste și cârnați. Am urmat, sunăm și zic de gata, zi în pungă. Să nu faci ribe și tu pe mâini. Niga la caserolă.
Iată, dragii noștri, că cât timp mănâncă găzdoile, cât eu mtic după masa aceasta care am pus-o astăzi, pentru crucerii mei. Că iată, astăzi sunt numai o parte din ceea care a fost de dimineață. Noi vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Am vrut să punem în sufletele dumneavoastră o fărâmă din rânduiala din Călinești. Dacă nu ziniți niciodată să ni le vedeți, că n-aveți cum, poate n-aveți posibilități, noi încercăm prin intermediul emisiunii Zestrea Maramureșului să vă scoatem la lumină aceste obiceiuri care sunt cu adevărat păstrate în acest sat și mulțumim pe această cale comunității satului Călinești, care face eforturi an de an, eforturile, mă rog, cuvenite ca să păstreze acest obicei și în vreme de pandemie noi cu Dumnezeu și cu credința în suflet mergem înainte, pentru că știm că atâta timp cât Dumnezeu este tăria noastră, n-avem de ce să ne fie frică de nimic. Până săptămâna viitoare, noi vă spunem ca de obicei, Dumnezeu ne dă e bine și pe săptămâna care zine să ne vedem cu bine și mulțumesc la Maria lui Iurca, că astăzi tare bine și tare mândru mă găteam, mi-a dat o pânzătură, așa cum e la modă, și o sumnă. Cum îi zice la sumna aia asta? Mândră. Nu știu cum îi zice, că am mai și modelul ăsta. Aia, și încă și... n-am pe văzut. Nu știu cum îi zice. Na. Așa că îi mulțumesc și ei și mulțumim încă o dată. Doamne ajută! Vă mulțumim frumos! Bunul Dumnezeu să vă răsplătească toată jertfa însutită aici pe pământ și parte în împărăția lui Dumnezeu, să aveți un an nou plin de haruri, un an nou care să vă aducă bucurie, pace în familie, binecuvântare de la Tatăl Cel Ceresc și să ne vedem sănătoși la biserică. Doamne ajută! Anul fericit! Să ajungem și un alt an! La fel! No, să rămâi cu bine! No, mulți ani că ați zinit! No, ne-am întâlnit și mâini! Și mâini! La no. Cum făgăduim? Merem? Totodată! Totodată? Poate cu neamurile mă descurc! Noi suntem importanti!